Ce părere ai de casa fetelor, de fete, de băieți, de casa iubirii? Ai nimerit? E ok. În această zi de sărbătoare, te-ai acomodat cum trebuie. Îți place? Da. Îți place. Nu mai fac glume, Ionuț. Da, sincer vorbind, îmi place foarte mult. M-au primit cu drag și băieții, dar și fetele. Mă înțeleg deocamdată bine. Îmi place mult. Încă. Sunt recunoscătoare că am primit o cutiuță de ciocolată de la Marinel. Și gogoașă de la mine? Și de jumătatea de gogoașă de la tine m-am bucurat. Dar măcar eu ți-am dat un pachet complet, adică n-am descomplectat pachetul ăla de ciocolată. El, eu am făcut rai din jumătate, să ții cont de chestia asta. Patricia, am făcut rai din ce am avut. Asta e de apreciat. Că totul mă descurc... sau nimic, nu? Da. Păi, mă descurc din orice. Hai. Avem iubire, că mâncăm și mămăligă. Din ce este? Cristina? Da. N-am crezut, dar îmi și place că e pe mut. M-am așteptat. Dar peste 10 zile este dragobetele. Da. Lasă, Cristina. Serios? Dar nu, doar atât, că nu mă așteptam să nu fie nimic. A vrut să-ți pregătească ceva, dar nu i-a ieșit așa cum trebuie. Nu s-a ridicat acea surpriză la ce... Dar am crezut că tu nu o să te supe. Exact, e fix asta ne-a zis. Și noi l-am certat. Dar de ce ai crezut asta? Ce te-a făcut să crezi? Că nu o să-ți placă și că meriți mai mult. Dar de ce? Cristina a fost mereu mulțumită. Eu așa prețea... Ea se mulțumea și cu puțin. Adică că se mulțumea numai să te-ai pupic așa. Serios? Orice ia, aș, nici chiar orice așa, dar măcar un trandafir din ăla. Da, nu. Stai, nu ai dat nici măcar o floare? Nu. E, hai că ai pe bune. Măcar o floare, dacă... Nu am nimic. Da, dă-mi o gugoșă dacă știam. Pe bune, da, Andreea, n-am avut... două, s-a făcut una. Ia n-am înțeles, Andreea, dar chiar n-am avut când. Am fost foarte ocupat tot. Păi da, dar... Dar nici eu nu am... Găseam. Când și totuși... E ok. Un pic... Îți vine să plângi? Nu te-a dezamăgit-o. Bun. Asta este. O să iasă de Dragobete. Sper. De Paști. Că uite-și de Dragobete și da, de Paști vine cu asta e. E stânjenit. Uite-te la el cum stă acolo. Noi am încercat, am făcut niște presiuni asupra lui în ideea în care, na, de Valentine's Day. Mai cu ce? Mai hai, Radu, nu mai fi supărat. Radu, ești un actor bun. Da. Eu ți-am zis că tu... Eu ți-am zis că tu îmi pregătești ceva, dar nu minți acum că nu ai pregătit nimic. Cristina, o să vreau să mă cunoști mai bine și să mă deci chiar... că... Nu, înțelege, Cristina, te rog. Deci nu poți să crezi. Mă simt mai rău decât... Când îmi pui întrebarea asta, Cristina... Penibil, nu mai spunești tu asta, hai să trecem peste. Okay. Și că mă simt eu în ce hal mă simt. Să trecem peste, te rog. Ok. Propun așa, să închidem conexiunea și să vorbesc eu puțin cu ea. Aveți dumneavoastră grijă, da? Da. Da. El plănuiește de foarte mult timp. A vrut să facă ceva drăguț. Și nu ești. Noi ne-am oferit să îl ajutăm. Și a refuzat complet. Serios? Ideea este că a încercat. Dar de ce a refuzat? Că nu prea vrea să facă el cu mâna lui. Cum se uita la mine și se uita încerca să mă ignore, să pară că e fericită. Cum vorbeau restul fetelor despre cadouri, n-are cum să fie fericită, alea. Că nu... Bă, omul bă măcar vorbea... să-i mă o floare de aia roșie, mă. Măcar atât. Trebuie să acceptăm un om exact așa cum este el. Poate că este perfecționist, poate că este o latură a lui Radu pe care trebuie să o cunoști. Deși eu am venit așa nepregătită să zic, dar totuși am zis că e mai ok să fac un gest, să... Cât de mărunt ar fi el. Da, dar el nu decât a avut nimic. Așa. Adică nici eu n-am fost foarte pregătită și n-am fost mulțumită în totalitate și am și transmis chestia asta de ceea ce am dăruit. Dar am considerat că ar nu fi... consider că noi am oricum am avut zile să ne pregătim. Am fost... toți am fost conștienți că vine ziua repet, asta. S-a pregătit și el, doar că nu cum trebuie. Și nu decât să fie ceva... Dar eu cred că el a să-și ia revanșa foarte frumos. Garantat. Nu trebuie doar să ai răbdare. Da. Și să nu fii supărată. O să am. Sigur. Sigur. Au vorbit, vorbesc. Mamă, dar Andrei e confuz după ziua de azi. Eu înțeleg pe jumate sau mai puțin.
Nu știu. Lasă-mă cu ei de gagică pe asta, pe Alina. Bă, Alina chiar pare că vrea destul de tare. De ce? Dar fiți clar și că uite cum am făcut eu. A fost Natalia, către alta nu mă îndreptam. Asta e punct și la subiect, nu că... Ioan. Dar nu știu, frate... Au avut un top, nu mai are topul, acum... Nu mai fi mai supărată, gata. Are tot dreptul să fie supărată pentru că au avut așteptări, dar... Pe moment stai supărată pentru că el lasă și ea revanșa, cu siguranță. Poți să-i arăți așa un pic? Eu am așteptări foarte mari, de exemplu. Și eu tot. Eu am așteptări foarte, 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 foarte mari din partea telespectatorilor. Mari de tot, pe cuvânt. Vă spun cât se poate de sincer. Eu, știți care sunt așteptările mele? Când ies acum din casă să mă duc să mă uit pe contul nostru de Instagram al emisiunii și să văd așa cum ne dați follow, 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 follow. Am așa, Mihaela, zi un număr, că tu ești cu... Un număr? Da. Dar du-te sus de tot. 9. 9 milioane. Bine, unul. 9.000 pe zi. 9.000 pe zi? Da. Doamne ajută. Bine. Cât vreți. Vă așteptăm un număr cât mai mare pe contul nostru de Instagram. Dați-ne follow. Pentru că vrem să vă facem multe surprize, mai ales în această perioadă. Valentine's Day, dragobetele, Doamne ajută. Și așa, este o sărbătoare împrumutată. Da. O să sărbătorim exact așa cum trebuie, pe cea a noastră, pe cea românească. Dar lăsând la o parte orice fel de glumă, glumiță, tachinare, eu zic că a fost superb. Serios. Da. Deci chiar s-au străduit. Și voi și felicitări. Mă retrag. Vă las pe voi să o împăcați pe Cristina. Mulțumim. Mulțumim. Cristina. Nu știu, pe că... Mă, nu mai merge, dă-te. Nu fii trist, dar cu tine, că ori faci așa doar. Băi, sunt o variantă. Se vadă cum reacționezi, ori o să revanșeze. Dar e posibil să nu fi făcut. Adică el chiar să fi încercat să facă ceva. Poate el a vrut să facă ceva foarte special, ceva grandios. Eu mă gândesc că urmează ceva. Dacă nu e ieșit, să nu mai fi făcut. Să fie atât de dezamăgit că nu i-a ieșit ceea ce își dorea, încât... Dar sigur o să facă zilele astea, o să revanșeze față de tine și ești conștient. Hai, vă rog să o trimiteți mai repede, că plânge.
Hai că s-a îngroșat gluma rău. Zici și tu, Patricia, ceva, că fata asta e supărat. Nu fost supărat că vine la dumneavoastră. Da, să că vine altul, mă. Nu exagerăm așa cu altul. Hai, băi, dar nicio glumă nu pot să fac. Da, am fost, a fi tata zis că am vrut să știi că... Mie mi-a plăcut. Am mai explicat. Având în vedere că noi ne-am apropiat prima clipă și văzând că până și Emma, care glumește tot timpul cu Andrei, a primit ceva, adică... Marine nu mi-a adus nimic. Te-ai pus asta în balanță, am văzut la fete că ți-a tot primit, nu? Haide, mă, că uite, eu n-am primit nimic și eu am vorbit cu trei băieți. Da, da, nu pot să compari. Da, contează, puteau, bă, din așa. Puteau să aduc o floare. Marinel a fost foarte drăguț. Ar trebui să mă duc la el să-i mulțumesc. Ai de mama mea, ce glumă proastă. Haideți, vă rog.